Eu mă numesc Natalia Lipida, locuiesc în satul Pocrebea, raionul Dubăsari. Îl cunosc personal pe Țucum, nu-l cunosc, dar cunosc faptele lui eroice, care el le face și prin Transnistria, prin Grigoriopol, Tiraspol, Dubăsari, Crasnaia Gorca. El a deposedat foarte mulți oameni de averi, are în spatele lui stă omorul, dar mai tare ca lapără procurorii din Tiraspol și Grigoriopol. Așa îl apără și plățânta din Grigoriopol, îl apără Boris Grigorjevski din Grigoriopol și Crâșa Ioține, un major foarte înalt în Tiraspol. Un altul golovnic care este împreună cu dânsul Gașcă, dar e dat în căutare pentru deposedarea caselor în Republica Moldova și casa asta nu o cumpără Țucov de la voi. Casa asta o e Alexandru Bogomolov, dar Țucov e sluga lui Bogomolov. El e bivший ment, e fugit din Pridnistrovia și casa voastră vrea să fie preluată de Țucov pentru Sasha Bogomolov din Pridnistrovia. Eu pot să vă transmit poza lui Bogomolov, Țucov, rudele lui soțul meu, care trăiesc în Grigoriopol, în Crasnaia Gorca, fix așa au fost depozitat de avere, de casă, de apartament, tot de ăsta Țucov. Țucov e un bandit foarte mare. Căpătață-l, găbjiță-l, chemat Sisu, aici e contrabandist. El vinde armament pe teritoriul Republicii Moldova, spiritul al dușii, cu tot asta conduce el, Țucov. El are bani, bani are grei, dar nu sunt a lui. Banii sunt din partea comandatarilor, care el e prosta obișnă și storca și el îpălnează svoju robotu. După tânsul de mult Republica Moldova e în goană, dar se vede că și mai valoroși bandiți, care sunt procurori generali din Tiraspol, ca cum este domnul Mova, cum mai sunt în cal de Mova, Plațânda, Smirnov, Grigorjevski, ia căteță ești iaiță în crâșa lui domnul Țucov. Și poliția nu o să-i facă nimic niciodată, deoarece el îi primesc bani grei. Și însuși Cernăuțanu, ei au mințit prin venirea comenzei voastre, au mințit că ei sunt la crimă, că nu știu că ea este ea. Nu este corect. Băieții ăștia au fost plătiți de autoritățile transnistrene. Asta vă spun eu clar, vădit, dumneavoastră. Și eu lucrez acum cu un material anume care tot Țucov cu Bogomolov o deposedat oamenii din Grigoriopol de casă. Voi nu sunteți primii și nu sunteți ultimii. Legați-l acolo în casă și nu-i dați drumul să iasă. Polițiștii, sunați-l pe Eugen Piterski și să spună, adresați-vă la dânsul. Eugen Piterski este șeful securității interne de la IGP. Apelați la domnul Piterski, dacă nu, înseamnă că ieșiți la Cernăuțanu și întrebați-l pe Cernăuțanu. Unii sunt polițiștii și deși polițiștii îi țin Crâșa lui Țucov, care a venit să depozideze de casă. Dar eu vă spun, Țucov e o persoană foarte vestită. Satul nostru Pohrebea, noi suntem 500 de metri de la vama cu Dubăsari și noi în toată ziua îl vedem pe Țucov, cum el, în flagrant, cu banda lui, protejat de poliția din Ustia, el trece spre Chișinău. El unul singur, el e nimic. Dar polițiștii care stau lângă voi, ei sunt plătiți și sunt plătiți anume că să fie apărat Țucov. Și nu o să vă vină nici grupa operativă, nici nimeni, fiindcă acolo tot este plătit. Este tot plătit și asta e protecția lui Țucov. Când o să ducă Țucov, atunci o să plece și poliția. Dar de venit, nu o să vă vină nimeni. Eu lucrez acum condosar, care omul din Crasnaia Gorca a fost depozitat. Și mie ne-a spus directorul de la Piața Auto din Tiraspol, din Ternovca, cum Țucov a vrut să pui de urechi de Piața Auto din Tiraspol, de la Ternovca. Tot așa, la comanda bandiților care sunt și în Republica Moldova și în Transnistria. Moldova este unită foarte tare cu bandiții din Pridnistrovia. Aveți grijă de sănătatea voastră, de copilașii voștri. Nu vă dați bătuți.
nu vă dați umiliți ca să ieșiți de acolo ca niște bandiți să facă din casa voastră, să facă ștab. Acolo n-ați fi Capacioc, 12 Sturiev, acolo n-ați fi nimic. Pur și simplu casa asta o vor foarte tare, că e Piergenske șase, e într-o parte care casa asta va deveni un punct strategic unde vor fi adusă heroină, armament, tot. Fiindcă Moldova se pregătește de parlamentari și casa asta o vor să o facă ca depozit. Mm-hmm. Pe WhatsApp o să vă dau pozele bandiților din Transnistria și să-i le arătați lui Țucăv. Spuneți, вот это, для этих бандитов ты хочешь забрать наш дом.